Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din zodiile Rac, Scorpion și Pești ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Aceste mesaje sunt valabile în momentul în care vizionați videoclipul. Și haideți să începem cu dragii mei nativi din zodia Rac. Să vedem primul mesaj de la persoana dragă. Sunt pregătit să spun ce simt pentru tine. Știu că ți este greu să ai încredere în mine. Deci persoana dragă e pregătită să vă spună ce simte pentru noastră, dar noastră nu o mai credeți. Pentru că în trecut se pare că nu a fost sinceră. Nu știu sigur ce simți pentru mine. Știu că am sabotat relația dintre noi. Mă voi întoarce curând la tine. Dacă a ales pe altcineva, se pare că tot la dumneavoastră este gândul. Haideți să vedem un mesaj de la Arhanghel pentru dragii mei nativi din zodia Rac. Și avem Arhanghelul Raziel, sacralitatea pură de plină. Îți ofer cunoașterea ezoterică a tainelor dumnezeiești. Îți revelez secretele teribile ale manifestării divine și modul în care poți atrage în ființa ta grația dumnezeiască. Te ajut să pătrunzi în sacralitatea pură a lui Dumnezeu și să ai succes la viața divină. Foarte frumos mesaj de la Arhanghelul Raziel. Haideți să vedem mai departe pentru nativii din zodia Scorpion ce mesaje dorește să vă transmită persoana dragă. Primul mesaj, nu pot să gândesc clar în preajma ta. Se pare că o intimidați foarte tare pe această persoană. Mă simt copleșit. Chiar dacă suntem la distanță unul de altul, suntem uniți la nivel spiritual. Energia ta este vindecătoare. Ea nu se compară cu tine. E clar că această persoană se simte mult mai atrasă de dumneavoastră decât de persoana cu care este, dar momentan nu poate fi cu dumneavoastră pentru că se pare că are pe altcineva. Haideți să vedem un mesaj de la Arhanghel pentru nativii din zodia Scorpion. Și avem grația cea tainică a Arhanghelului Zadachiel. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o importantă realizare pe calea transformării lăuntrice și de acum înainte vei putea manifesta din ce în ce mai mult și mai spontan starea de libertate dumnezeiască. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos mesaj, deci stați liniștiți pentru că aveți protecție divină. Și totul va fi bine până la urmă. Haideți să trecem la nativii din zodia Pești, să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită. Primul mesaj, vreau să fie a mea. Îmi pare rău că nu ți-am oferit atenția pe care o meriți. M-ai făcut o persoană mai bună pentru altcineva? Îmi doresc să te întorci la mine. Îmi doresc să te întorci. Deci e clar că își dorește foarte mult persoana dragă să fiți din nou împreună dacă cumva sunteți separați momentan. Haideți să vedem și un mesaj de la Arhanghel pentru nativii din zodia Pești. Și avem frumusețe dumnezeiască. Darul Arhanghelului Jofiel.
Contemplarea frumuseților dumnezeiești ți revelează pe Dumnezeu și conferă frumusețe propriei tale gândiri. În parfumul suav al trandafirilor roșii poți percepe într-un mod tainic prezența mea inefabilă. Iată, se pare că în curând veți avea o relație bazată pe foarte multă pasiune. După cum știți, trandafirii sunt simbolul pasiunii. Așa că fiți optimiști. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor și vă doresc o zi minunată în continuare. La revedere!